În dotarea forțelor navale vor intra rachete de ultimă generație. Noile sisteme funcționează în orice condiții meteorologice și pot anihila ținte aflate la peste 100 de kilometri distanță. Acestea pot fi operate atât automat cât și manual și nu necesită control după lansare. Rachetele vor fi integrate pe elicopterele contractate de Ministerul Apărării la sfârșitul anului trecut. Valoarea totală a achiziției se ridică la 150 de milioane de euro, iar termenul de livrare este 2026.